Astăzi voi testa mașinile pe acest drum plin cu bile subacvatice, fraților. Practic trebuie să luăm fiecare mașină în parte să vedem la ce level ajunge. La level 10, level 20, tipii ăștia au venit cu barca până aici și nu înțeleg ce vor să facă peste bilele mele Chiar nu înțeleg ce caută aici Și avem un drum foarte, foarte lung cu biluțe Până ajungem la final să vedem care dintre aceste mașini Va reuși să câștige premiul cel mare de un dolar, fraților Doar atât avem buget pentru acest video Ieri l-am filmat și l-am filmat fără sunet și hai să-l fac din nou Deci, practic, eu știu care mașina ar trece și care nu ar trece Așa că de data aceasta eu nu voi pune pariu, ok? pentru că vreau să fiu sincer cu voi și nu vreau să zic că, băi, eu pun pariu pe X6 că asta trece. Bine, vă zic de acum că asta nu trece și o să-l și luăm să vedeți că nu trece. Ne vom lua avânt, de fapt nu. Hai să facem altfel, ne luăm de aici, și de pe mijloc pentru că ne trebuie avânt ca să trecem peste aceste bile, vă zic din start. Facem mașinile roșii pentru că e frumos, domne, frumos. Nu mă, galbene, hai galben, să mergem azi pe galben și start. Dați un like, fraților, și puneți pariurile în comentarii chiar acum în funcție de mașinile pe care le vedeți aici. Și mașina asta nu reușește nici măcar la 10 să ajungă. Toyota Camry, rușinea secolului 73, bă. Mergem mai departe și dacă tot am zis că luăm BMW-ul, hai să-l luăm, să-l punem acolo pe poziție și să plecăm cu el forță. Bă, sincer, nu cred că am văzut niciunic șase 6 galben, în realitate. Adică, cred că, cred că e o premieră mondială. Oh, nu, o premieră mondială cu știri pe canal. Hai că e premieră mondială dacă e. Haide mă, haide bă, Bine, bine, domnul 6-6! Bă, vezi că am mers... Bă, a mers legendar asta a fost legendar, aproape de 10, aproape, nu a ajuns la 10, dar i s-a spart un pic capota, ceea ce mi se pare un pic prea mult pentru o BMW asta, bă, credeam că e mai calitativ. O să vă las un pic să vă uitați și la mașinile pe care le avem aici și vă spun că este un challenge destul de greu pentru fiecare dintre mașinile astea. Ba, asta, sincer, nu cred că a, mai da, mai mă, clar, n-ar trebui să poți să-l conduc Puteți spăria și pe motociclete asta de teren, asta de stradă și asta de, de gagicăreală așa, așa le zic eu Și fiți atenți, ca să fie treaba mai bună Bă, ce faci, mă? Ca să fie treaba mai bună, pasta de gagicăreală o facem roșie Da, o răsăm neagră, că nu nu merge făcută roșie Hai să vedem dacă pasta de, de stradă putem să o facem vreo culoare Aparent nu putem modifica culoarea la motociclete Atunci le luăm și le testăm mă, Dacă nu merge să le modificăm culoarea O luăm pasta de stradă prima dată Să vedem care e situația cu ea Eu zic că Bă, dar nu, chiar nu merge bă, nicio culoare pe păi, e bine să schimbă culoarea Dar sunt foarte închise la culoare Și mi se pare rău de tot pentru ele Haide startul Startul Bă A luat-o razna Haide bă Da Motocicleta de stradă nu a mers prea bine Hai să vedem dacă merge Motocicleta de teren Pentru că, da, de ce nu, băi și nu vă am și mașinile asta de aici Hai să trecem pe lângă ele Avem Subaru, Bugatti Puteți spune și pe atomicul ăsta liberator Bun, asta nu merge condusă Uh, puteți pune și pe ATV și pe Lamborghini ăla de acolo și pe tot, bă, frate, pe absolut tot. Eu nu o să pun pariu, v-am zis, și din ce motiv. Bă, o bicicletă n-am luat. Cred că o să pun și o bicicletă să o, să o testez aici, că cine știe, bă, nici pe Ipsor trecut n-am testat bicicletă, așa că chiar sunt curios dacă reușește o bicicletă să treacă acest teren super, super rău. Hai să mergem pe partea asta acum. Ok, 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 motocicleta de gagi primul vehicul care a trecut de spune spun aici a venit. A trecut de 10, este între 10 și 20. Deci motocicleta de gagi a reușit să ajungă cel mai departe până în momentul de față, ceea ce mi se pare super șmecher. Bă, și am pus și bicicletele, după cum v-am promis, am zis că punem și bicicletă, așa că hai să luăm prima dată BMX-ul. Start. Haide. Haide, tovarășe BMX-escu. 2 Hai mă. Bă, dar ea A, a n-am reușit să o scot din apă. Bă, sunt curios dacă bicicleta intră la apă și dacă mai merge după. Ar trebui să meargă. Deci BMX-ul nu a mers foarte bine, dar asta e bicicleta de aia electrică. Ce, mă? Nu pot să o conduc bicicleta electrică? Nu cred că nu mă lași. Nu cred că ești așa rău, GTA-ule. Haide, mă. Haide, mă. Hai cu bicicleta electrică. Am înțeles. Oricum nu cred că mergea mult mai mult pentru că deja uh, cădeam în apă cu ea. Bă, dar vezi că... Că ajungea la 10, gen. Adică, e stăți mă așa. Stăți mă așa. Deci, ăsta, x 6 n-a trecut. A, nici alea. Da, mă, da, alea au căzut prea în față. Mă, mi s-a părut că bicicleta asta a mers atât de repede încât celelalte mașini au trecut și ele de 10. Dar, de fapt, nu. Nu toate mașinile reușesc să treacă de locul 10. bai să luăm și o mașină mai mai de, de sport, așa mai de teren, nu-i de sport, asta e mașină de teren. Hai să vedem ce poate această mașină. Hai să dăm și motoscârța asta la o parte de aici, că ne cam încurcă. Motoscârțet-o! Da, am înțeles, trebuie să o luăm motoscârțeta manual, aparent, eu o luam așa, hâț, și o punem aici lângă cealaltă mașină care nu merge. Și nu înțeleg din ce motiv Mergem aici cineva să reinstaleze jocul Credeți-mă că am reinstalat jocul Am sters moduri Le-am băgat alte Le-am astea Nu înțeleg de ce unele mașini merg și altele nu merg Poate din cauza pentru că eu am jocul cumpărat direct pe Rockstar Și Stai așa că au rămas a rămas surprins, plăcut și neplăcut în același timp Asta o luăm și o punem aici la loc de cinste Atât vă zic Cea mai blană mașină până în momentul de față, Toyota! Toyota, uh, de, de, la, de la arabi, cred, da, să sperăm că este de la arabi, uite avionul, avion cu motor, ia-mă și pe mine zbor, da, deci cum vă spuneam, am testat jocul, să bag modurile astea, să le scot, să le alea, de o grămadă de ori, nu merge efectiv și nu durează mult să se reinstaleze jocul, și am zis că eu am jocul cumpărat direct pe Rockstar, acum nu știu dacă l-aș fi avut pe Steam, dacă ar fi mers uh, mai bine, gen, chiar, chiar nu, nu înțeleg care este situația, dar încercăm să facem totul să fie bine, oricum la un moment dat o să, să să, schimbăm mașinile, ba, o facem și pasta roșie, că aparent cu mașina roșie am avut noroc și pe partea asta am avut noroc, așa că hai să vedem, hai, 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 hai. vezi că a ținut bine Hyundai ăsta, a ținut bine Hyundai, ba, hai să vedem, astea care au rezultate mai bunicele așa, să le punem aici pe margine, mă, că cine știe Cine știe ce se întâmplă cu ele Că se întâmplă lucruri Aparent, bă, tirul O să vreau să-l iau la urmă mașinile mari vor fi la final De tot, ok? Adică Liberatorul, tirul Damperul, pentru că astea practic ne strică Bilele, ați înțeles? Să duc bilele în Japolanda Bă, vă dați seama, n-ați auzit Niciodată de țara asta Dar apoi să, să și știți unde e E ceva ca lumea, bă, am ce-a făcut ăsta? A scos pumnul pe geam Voi vedeți? Ah, pentru că e mașină cu... Cu ușile în sus Dar problema cea mai mare este că nu merge condusă această mașină Din nou avem problema existențială a condusului mașinilor din GTA Ia, un pasta o facem albastră ca, Albastră ca marea Ia Domnul McLaren din mare Hai să vedem de ce ești în stare Mamă, vorbesc în rime, bă, o să mă fac compozitor, scriitor Eminescu mă fac! Eminescu cu mclaren -ul! Ce se întâmplă cu McLarenul Locul 2 În momentul de față pentru McLaren Și mașinile din top 5 Vor fi tunate ca de obicei Nu cred că trebuie să mai zic asta vă fraților Pe fiecare episod că uh, Rămâne să înțelegeți fiecare Că vom face asta Bă, tot respectul pentru McLaren Tot uh, respectul uh, Din centru și de la Audi Avem respect pentru McLaren Hai să ne dăm frumos bip 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 Cu spatele, ABT cum scrie aici? Sport Slime, adică este ceva, domne, ceva ca lumea, mașina asta, o facem în portocalie că e ca lumea Adică, pă, să încercăm pe partea dreaptă să vedem care e faza Ok, 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 bă, da, nu știu ce să zic, destul de binișor, eu cred că am făcut o obișnuință să le pun pe toate aici Și cred că asta o să fac, destul de binișor, da, nu știu dacă e în top 5 sau... Este, băi, este, auto unde e asta. Și gândiți-vă că o mașină dacă cade aici, gen, de pe bile, ea o mai valul și o duce un pic în față, așa, gen. Adică, pământe, cum a fost dusă asta. Dar ca să, ca să nu fie nicio discuție să-și căpăt costine, nu ai pus și BMW-ul ăla, o să iau și BMW-ul ăsta și o să-l pun nu știu unde să-l pun, dar ăsta n-a ajuns la 10. Uite să-l pun aici, la egalitate cu, cu Audi, mă, că BMW Audi cam tot aia Hai că e tot aia dacă e, bă. Cine știe, nu cunoaște. Ok, bun. Uh, trebuie să ieșim din apă de aici. Bam. Și... Să... bă, nu, fiți atenți, ca să fie corect Mai luăm asta o dată, mă Hai să mai luăm asta o dată Să vedem până unde ajunge Ca să... Ca să facem treaba ca lumea, mă Că dacă tot am zis că le pun camriola, n-are sens a mers prea încet, adică, pă bune, a mers mult prea încet. Hai, 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 hai. Ia vezi că data asta a făcut un ran mai bun pe mv -ul. Mi se pare mie sau e? Mă duc în sus drept și acum, unde e mă? Aici, așa. Bă, nu cred. Deci nu cred de la... E la egalitate cu... E puțin mai în față decât Mazda! Ai de capul meu, bă, deci nu vine să credați ceva. S-au întâmplat lucruri ciudate aici, așa că vom la un Subaru să spele rușinea Mazda, pentru că sunt mulți fani Mazda aici în, uh, în public. Uitați-vă la ei, oamenii ori din public, mai ales gagicuțele astea, uite de la ele. Astea sunt fani Mazda toată ziua, de dimineață, până după amiază, bă, că seara sunt fane alte mașini. Okay, hai să vedem, o facem și frumos portocalie Da, a mers, vezi că Subaru a rezistat mult am, am, am făcut o pauză acolo că am vrut să Am vrut să-i aud motorul Bun, ăsta trebuia să fie un pic mai în spate Dar a trecut de 10, mă. A trecut de 10, vă place cum am pus cifrele astea aici? Sunt bun rău de toate, adică n-aveți ce să ziceți, mă, de mine Sunt sunt un fel de Lamborghini Al secolului 75 Despre ce vorbim? Ia, mă, ăsta ce e? Wow, ce frumos, mașina aceasta nu merge condusă Ce-mi place când găsesc o mașină care nu merge condusă, ia Nici Lamborghini asta nu merge condus Bun, o să trebuiască să punem un alt Lamborghini, hai să luăm asta, mă Bă Asta e Bă, frate, nu mai pot să conduc nicio mașină, ce se întâmplă în jocul ăsta? Alo Ăsta mergem mă, Ford Raptor, măcar? În sfârșit am dat și eu de o mașină pe care pot să o conduc, doamne Deci ăla de acolo nu merg niciuna O să iau și audiu ul odată, o să încerc să-l iau să vedem care este situația Bă da, mi se pare că s-a făcut... Uh, s-a făcut se cam urât, așa afară aici pe stradă De zic că era cam ciudată situația Haide cu Fordul Haide cu Fordul Raptorul Raptorul Reptilianul Fordul Reptilian Fordul Reptilian Ford Bă, mam! Bă, voi vedeți ce a făcut reptilianul ăsta, gen locul 2, numai 2, e mereu pe locul 2, roșa prins că merită, atâta vă zic, uitați-vă cât a putut să meargă, bine, ce drept, până la final mai e foarte mult drum de străbătut, bă, foarte mult, mașinile care nu merg vor fi înlocuite cu alte mașini din altă categorie, bă, știu că trec de la un subiect la altul, dar trebuie să, trebuie să spun pentru că după uit și, uh, nu vă mai spun dacă uit asta e ideea, deci nu vă faceți griji că vom înlocui toate mașinile care nu au mers conduse, inclusiv bugatiul ăsta, că Parca zic eu că am condus un Bugatti la un moment dat, că eu condus mașini de astea super tot timpul. Adică spuneți-mi mie, pe cine ați văzut vreodată să o conducă în aceea zi și Bugatti și Lamborghini și, uh, și liberatori și de toate, mă? vă zic eu, pe nimeni. Haide, 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 până aici a fost cu Ferrari, ia să vedem până unde a ajuns Ferrari. Da, a ajuns destul de bine Ferrari, n-am ce să zic Așa că o să-l lăsăm aici și o să ne prefacem că nu am cunoscut Ferrari-ul ăsta niciodată, fraților Și vom merge înapoi și vom lua Bă, Audi TT-ul ăsta de aici Pentru că mașinile astea două nu le putem conduce Dar TT-ul putem conduce, sper, cred, nu știu, vedem r nu e TT Am vorbit, ea am... mai este TT înseamnă pe un episod Că eu am impresia că e TT Dar nu e TT TT oare eleronul ăla în spate aici Care este tot timpul Și că pentru stabilitate Ia să-l facem verde Că îmi place mie cum arată pe verde Și start Hai Bine 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 Vezi că a mers cam bine Eroptul nostru Bă Bă, destul de respectabil aș putea spune. Se află pe, pe un loc foarte bun în top, adică se află pe locul 4, aproape de 20, ceea ce nu e nu e rău deloc, gen. Nu e rău deloc, fraților. Bă, avem aici o mașină de teren care cred eu că e mai bună așa, nu știu, pe episodul trecut n-am avut o nu știu ce se zidea. Da, um, hai să luăm hammer-ul. Bă, Hamor e hamăr, hamărul trebuie să treacă, bă, peste plăcinte trebuie să treacă, bă, peste plăcinte, ia, ia uite-l Ia uite ce claxon de plăcinte are, bine, hamărul, lăsăm albastru, culoarea oceanului, culoarea mării, culoarea, culoarea, uh, culoare Adică e ceva mai nemaipomenit, domnule, pomenit Ok, domnul hamărescu, domnul hamărescu, nu cred, deci nu cred că hamărul trece M-am blocat pentru o secundă pentru că efectiv hammer a ajuns până la 30. Este locul 1 în acest moment, domnul Hammer. Despre ce vorbim și ce pomenim? Bă, ce ai mă hammer ne mă, ce ai luat o razna? Buh! Voi vedeți hammer ăsta care e faza cu el gen? A ajuns aproape de 30! La jumătate, pentru că maximul e 60, gen. bine, și mai e un pic aici, 5 metri, ca să, ca să delimităm și noi cumva, și ce zic? Bă, hamarul, respect maxim pentru hamarul, frate, deci respectul ăla, maxim, maximorul, maximistic! V-am zis o pasta, am niște cuvinte. Hai de capul meu! Deci, vai de capul meu și de capul meu, gen. Ok, ăsta, nu, culoare random. Ăsta era maro! Îi se potrivește, cred Îi se potrivește foarte bine culoarea maro 3, 2, 3 și 3, 2, 3 și 3, 2, 3 Am văzut că mașinile nu mai bine pe partea asta Așa că o să O să dau mai multe mașini pe partea asta aici Că e mai bine Deci eu nu pot să cred așa ceva Surpriză peste surpriză, bă Nu, no, nu, no, nu no. Aici trebuie, trebuie testat la, la riglă Nu cred așa Deci Suzuki-ul ăsta Nu, deci nu cred așa deci uitați-vă un pic la, la, situația asta Deci avem pe primul loc hammer După avem Toyota care este cu o aruncătură de bătaie de vânt în fața, uh, în fața Suzuki-ului și ford aici. Bă, deci avem mașini pe care nu mă așteptam să le văd aici, sincer. Și aici în spate avem mclaren care sincer chiar nici el nu are ce căuta aici. Singura mașină pe care mă așteptam să ajungă e asta, gen, pentru că are, e un pic ridicat așa, dar... Bă, se întâmplă lucruri și surprizele îmi plac de fiecare dată, da? Hai să luăm și jeep -ul. Da, nu, uite, vreau să iau ăsta, bă, Infinity ăsta Că-mi place mie cum arată, e ta mai matahala Și după să înlocuim mașinile care nu funcționează Să le testăm și pe ele, că am zis, bă, hai mă să testăm tot dacă testăm, nu? Păi ce înseamnă asta? Ok, ce culoare? Random, culoare random a, nu, nu, că am mai avut portocaliu galben, am mai avut, hai mă, o culoare ca... Asta mă, uite, culoarea asta n-am avut niciodată pe mașini în challenger o, am eu pe o mașină în online. Bun, bun, Infinity, Infinity, infinitul! Da, nu, nu a intrat în top, din păcate, este, la, este în fața BMW-ului! Mamă, dar e cu tot așa cu alâncători de bătaie de vânt în față la bmw ia Bă da puțin rău de tot diferența. Vedeți care e diferența? Foarte mică e diferența. Hai să înlocuim mașinile astea care sunt nasolică. Ok, am reușit să înlocuim mașinile care nu funcționau. Loc de bugate am pus acest Ford care, știți și voi că e o mașină adevărată Ford ăsta. Adică despre ce vorbim? E ceva, e ceva fin, domne, fin. Nu ți rog de tot. Cred că pe ultimul challenge a și câștigat, dacă nu mă înșel. Să vă uitați la ultimul episod uh, cel postat ieri. Ok? Și avem aici o mașină electrică care este V6 cup electrică. Adică eu nu înțeleg cum poate să fie o mașină electrică cu motor în spate. V6, da, na, se mai întâmplă asta, este băgată adițional, așa. Uh, pentru, pentru fan, for fan este pusă. Știu și franceză, la în caz că vă întrebați. Ok? Avem, avem aici două Lamborghini-uri care eu credeam că sunt Lamborghini, eu credeam spawn dar de fapt nu erau, era doar unul Lamborghini și unul habar ce era. Dar avem aici un Lamborghini care merge condus și acesta TV pe care o să-l luăm și prima dată să-l testăm, să vedem care este situația cu el, fraților. Eu cred că o să ajungă destul de bine la Lamborghini-ul ăsta. Eu Lamborghini-ul, doamne, uh, ăsta, culoare random vreau, așa. Bun, Uh, ATV-ul ăsta Bun, din momentul ăsta Orice mașină ar trebui să poată fi condusă, ok? Hai să vedem ce se întâmplă aici Bun Bine Bine Bine, bine. Bă, destul de bine Nu o să-l mai iau că nu mă mai pot urca pe el Dar hai să vedem așa orientativ până unde a ajuns Puțin mai bine decât Audi și Și, și Ferrari? Ok, bun, nu ar fi fost în top 5, asta e clar, deci din motivul ăsta nu o să facem mai multe lucruri. Hai să luăm duster -ul. să vedem duster românesc, mă. Duster ul românesc care nici măcar nu cred că e făcut în România, sau e făcut. Bă, spuneți-mi în comentarii, vă rog, dacă duster e făcut sau nu în România. Chiar sunt, chiar sunt curios, îi dăm și o culoare random de fabrică. Așa este duster de fabrică, hai că iese vreodată de culoare asta. Ok, și... Hai să vedem care este situația cu dasterul care ne surprinde pe secundă. Ce trece Dusterul este în top 5, nu cred! Nu cred! Nu cred, Duster e fix pe locul 5! A dat la o parte clară, nu, cu... Cu mult gen, adică cu o mașină și un centimetru, dacă vă uit atent. Mamă, deci duster -ul... Tot respectul dacă e făcută și România E clar, mă, că rominii fac mașini Ca lumea, mă, bat joc Românii, mamă, e ăsta a luat pe sus Stai, mă, că ne ia lamborghini pe sus Mai să-l repede, să plecăm cu el de aici Că rămânem fără, fără mașina noastră italienească Ce-a cum mă, să deschis ușa? Închide, mă, ușa, mă Ok Nu se decapotează sub nicio formă Și sub niciun stres Așa că, start! Mi-a dat Lamborghini. Haide. Bun, bun, bun. Momentan decent, momentan decent. N-am, i-am schimbat culoarea acum doar ca să repar să văd dacă mai duce Pentru că oricum nu intra în top, uitați-vă un pic la el Este foarte în spate La egalitate cu ATV-ul aș putea spune că este Hai să luăm și Subaru ăsta Și cred că mai avem Gipanul ăla și după la mașini de astea mai... Ah, A, bă, nu mă uite, mai avem alea două electrică astea Dar luăm și gipanul, nu-i problema, adică despre ce vorbim Hai să vedem cu Subaru Negipanul, Care pare să fie gipan la o primă vedere, dar nu este Este un semi așa semi care se ține foarte bine! Hai, mă. Atât a putut, mă. Atât a putut SRL. Ce pot să-i faci? Ok. Bă, tot a fost mai bun decât Ferrariu. Bă, uitați-vă ce suspensie are Ferrariu, bă. Că... Își rupe roțile și tot nu își rupe suspensia Adică e ceva E ceva văzut cine mai văzut niciodată de trei ori pe zi gen Adică E ceva finuț acolo bă E ceva ca lumea Asta e un jeep Doare are evacuare triplă Ia l Vedeți? Triplu uh, Culare random Culare random, culoare random. Uh, Da, un roșu random Cel mai random roșu pe care A putut să-l dea Ia mă, dăm așa Facem un curcubeu un nebun din mașina asta Hai mă, o lăsăm roșie, așa roșu ăsta Dubios, hai să vedem care e situația Cu ea Aoleo Aoleo puțin, puțin dezamăgit Asta m-a dat și un pic el în față Am nu-i problemă oricum, nu era nici în top Nici în aia nu face diferența Până acum ce mai slabă mașină pe care am pus-o aici În afară de Toyota Camry Este Subaru ăsta și nu mă așteptam sincer Chiar nu mă așteptam absolut deloc Ba, hai să luăm electrica asta Ca tot la apă pe aici și nu știu dacă mai merge Ia Voi vedeți că e electrică și are... Nu mai înțeleg nimic, dar nici tu ce mașină e Lotus. Ai, oh, Loto Classic, e mașina de la Loto asta, mă. Lotus, așa se numește. Roz! Gata, mă, Lotus roz, e de fetițe, bă. Ia, ia să vedem. Bă, sincer, și mie îmi place rozul, rozul nu i de fetițe, chiar îmi place rozul, mai ales pe unele mașini. Ia, și pe asta îmi place, ia să vă chiar sunt curioz dacă îmi place pe mașina asta rozul. Eh, pe asta nu prea dă bine, așa, dar... Pămânele mașini chiar dă super bine roză, sincer. Bun, și acum a rămas cu mastodonții, bă. <coughs> Opa, ia vezi că pot să dau slow motion, ia Ah, A, cu ce facem slow motion aici, alergi. Bun, luăm ford pe care l-am pus în loc la Bugatti. Și după, începem frumos, de la mare la mic, să luăm mașinile uriașe. Asta am vrut să aud. Hai, 3, 2, 3 și... Plecăm, ne distrăm cu Bugatti Fordulescu Cu Bugatti Fordulescu S-a ținut bine Fordul, n -am ce să zic Nu cred că intră în niciun top Ia Nu, no, nu intră în top O să o punem aici Sper să nu mai ajungă nicio mașină aici Pentru că nu mai am loc Au rămas fără ușă la Ford Cred că i-am dat daună de vreo 50.000 de euro la Fordul ăla Gen, adică ceva finuț așa tot ce trebuie Mașina asta am testat-o merge condusă Deci asta a mers, deci sunt sigur asta că a mers Înainte să începe episodul am testat -o. Bun, bun, tot în regulă Totul în regulă până acum, ok? Bun, la asta nu putem schimba culoarea, rămâne în culoarea asta galbenă, dubioasă, așa mereu. Are livery de la. Nu cred așa ceva. Mașina cu livery strică tot topul! Strica tot topul, masina asta ajunge la final! Ce se întâmplă? Bă! Ce se întâmplă cu mașina Livery? Bă, Livery înseamnă desenele astea de pe aia, pentru cine nu știe. Bă! Ce s-a... Uitați-vă ce distanță e între asta și asta, gen. What? Deci, practic, Dacia Duster, în momentul de față, nu mai este în top 5. Bun, deci la asta nu mă așteptam niciodată să se întâmple. Bă, și sincer, între, între tir și liberator, aș lua tirul, pentru că liberatorul e mai așa, are ruține, mai calume, mai mari, mai ale, înțelegeți? Deci vreau să iau tirul ca să ca să încerc prima dată ok ești după cu liberatorul și după cu dita mai mastodontistul dentistul să vedem ce se întâmplă cu el 3, 2, 1, Scania! Am făcut Scania verde, bă, ia, ia, haide, haide, Mamă, cum dus, Am cum s-a dus să v-am zis că astea ne strică hard Ia uite cum bag astea la, la sub apă, la sub alea. Ok, Scania o să o, să o las aici Pentru că tot s-a scufundat așa mult Nu mai vreau să... Nu mai vreau să o iau Și acum luăm liberatorul Care este negru Dar îi vom da o culoare random chiar acum Primul buton, culoarea care este Aia rămâne Ce mă? O bune, a rămas gen culoarea lui naturală De liberator Ok, dacă așa s-a vrut Așa lăsăm, fraților. Haide! 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 Liberatorul detronează tot! Libera... Bă, eu cred că asta ar fi trecut, mă. Bă, nu, ăsta vreau să mai fac o dată cu el, pentru că a mers mult prea bine ca să nu, ca să nu poată să, să treacă, gen. Adică s-a lovit de ceva, a fost acolo un bag ceva, dar nu e problemă, că îi dăm iar cu liberat. Uite, vedeți, se lovește de, de margine aia și nu mi se pare, nu mi se pare prea corect, sincer. Bă, ăsta cred că, cred că e în stare, bă, să treacă. Dacă nu trece nici acum treia oară, gata, îl dăm la tunat și pe el. Nu știu dacă merge să-i punem, bă, mă lași și pe mine, așa. Nu știu dacă merge să-i punem motor, chiar nu mai țin minte, dar nu e problema. Exersăm. Da, mă, nu, 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 gata, îl punem, îl punem în față. Cred că a ajuns destul de în față, oricum în top era, în top era sigur, bă. Bă, am zis totuși să mai încerc cu el dacă tot nu mai știu până unde ajunsese Haideți totuși, poate, reușim să mai mergem o dată bine cu liberatorul ăsta Hai, liberatorule, nu mă dezamăgi Am toată neîncrederea în tine, liberatorule Toată neîncrederea, bă, că am tot în zona aia s-a lovit, așa că hai să vedem unde este Pe ce loc este si... Pe locul 2 lejer Pe locul 2 lejer, domnului liberator Tot respectul, ce mașină a fost detronată în momentul ăsta Ce avem? 1, 2, 3 Ok, se detașează un pic Asta e pe 4 și asta e pe 5 Deci, practic, Ford Raptorul este inutil în momentul de față Inutil Bun, și asta nu cred că mai are cum să, detr să detroneze pe cineva Dar, noi o testăm pentru că asta nu este datoria de hamsteri Să testăm totul Și acum mașina asta arată mult mai așa decât arăta pe Galven Asta e clar Ba, asta nu știu dacă pot să o țin pe o parte așa pe stânga Dar nu-i problema că, că cercăm da, și Ce ai, mă? Asta s-a scufundat direct cu toate bilele. Nici nu mai scot din la asta aici, că e prea grea. Ok, și avem aici topul nostru secret. Mașina dubioasă cu livări pe locul 1. Liberator nebun pe locul 2. Hammerul, surpriza, pe locul 3. Uh, Toyota, care din prime, cred că a fost prima mașină care a ajuns cel mai în față și a rămas și în top Și mai avem Suzuki-ul ăsta și vom începe cu acest Suzuki, adică cu ultimul loc Vom intra în el frumos, bam, bam Și voi sta pe video să tunez fiecare mașină pentru că Uh, nu vreau să ziceți că bă, o mașină ai tunată o o mașină nu ai tunat-o Asta e clar, nu o să-i punem suspensie O să avem un episod în care o să punem suspensie pe mașini Bă, hai să le facem albe, mă, că n-am făcut niciodată uh, mașini albe O să facem un video în care o să avem nevoie de suspensie pe mașini, credeți-mă Hovava, cred că ăsta a căzut un pic așa Bam, și start Hai să vedem Suzuki, îl dăm tot aici pe partea asta Să vedem care e situația Bun Bun, merge destul de bine, Suzuki! Destul de bine, dar mai rău decât prima dată! Mai rău decât prima dată, Suzuki Rușinică! Aș putea spune pentru domnul Zuki Zuki Suzuki. Uh, da, nasol, uh, nasol moment uh, pentru, uh, pentru Suzuki. Hai să tunăm și mașina asta, upgrade la level 4, ceea ce e super bine. Punem și turbină bă. Tind să cred că mașinile sunt mai grele sau ceva când, uh, când sunt unate sau nu știu ce se întâmplă. Sau derapează mai mult și din motivul ăsta nu reușesc ele să, să treacă. Chiar nu, nu înțeleg, dar hai să vedem mașina asta pe care nu am făcut-o albă. Bă, numai asta, asta nu mi s-a părut uh, ce trebuie sincer la ea. Adică nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic, dar mi s-a părut gen că nu e ea mașina Bă, vreau aici odată Așa Bun, mi s-a părut că nu e ea mașina asta Gen, o facem albă, mă, că poate pe albă așa să Se descurcă mai bine Așa am altă viață, vedeți, a prins mai bine teren acum a prins mai bine, bă, Suzuki-ul princese, e bine teren Ok Opa, m-am dat un pic așa, bun Ok uh, bă. Să o în dreapta, totuși. Așa. Păi, frate! Vezi că a trecut bine, gen. A avut progres asta. Că a fost în spate, aici, aproape de Raptor, gen. A avut progres destul de bun, Toyota, cu, cu tunic. N-am uh, ce să zic. Hai sa vedem si la custom la mașina asta. Merge engine la level 4, merge brake-urile, transmisia, turbina. Ba, îmi place foarte mult că uh, nu avem aceiași câștigători pe fiecare episod, ca adică să fie niște mașini super OP și restul să fie așa, ca lumea ne lumea. Bă, dar care e albul? Ăsta e album. Bun. Start cu hammerul tunat la maximorum. Haide, de domnul hammer -ul. Domnul hammer -ul. Haide, trebuie să ajungi până la final, hammer -ul. Până la final, hammer -ul. Haide, haide! N-a ajuns, bă, până la final. Unde e mă, la 40 aici, n-a ajuns până la final, dar totuși a ajuns destul de în față hammer -ul, deci a avut progres. Chiar sunt curios dacă va ajunge vreo mașină până la final și să vă spun sincer, pe episodul după care l-am filmat ieri și nu avea sunet, nu a ajuns nicio mașină până la, până la punctul ăsta gen, adică absolut nicio mașină voi înțelegeți ce zic, adică a fost, astăzi a fost o premieră și pentru mine, doar o barcă a reușit să treacă până acolo, că am pus și o barcă la un moment dat să văd care este situația cu, cu ea. Liberatorul lăsăm așa deschis la culoare, că practic culoarea s-a este tot alb. Și îi dăm cu tuning la liberator Bă, liberatorul tunat ar trebui să fie Ferrari, Lamborghini, rău de tot, gen Deci eu nu cred așa ceva Că ăsta, bă, Bă, liberatorul e, e, un tank adevărat, bă, frate, și pentru că e un tank adevărat, o să-l pun aici și să vreau să-l mai testez dată, pentru că îmi place... Îmi place mie cum e, bă, liberatorul, l-am pus așa, ăsta n-a intrat în top clar pentru că îl luăm la primul rang, adică să fie corect pentru toate mașinile, ok? Ne urcăm și în asta, mi ia să vedem ce engine are asta, brake-urile, transmisia și turbo-turbanta, ia, facem mașina asta turbată sau sal? Am făcut-o de fapt turbată sau n-am făcut-o? Am făcut -o? Dăm frumos cu spăticul Ne poziționăm Pe asta nu putem să o facem, v-am zis albă Asta e tot albul care poate fi făcut pe ea Start! Hai să vedem, bă Hai să vedem Mașina turbată, mă Mașina turbată care zic eu că o să ajungă departe, bă Haide, haide Mașina turbăciunea Mașina turbăciunea, bă ce bine s-a ținut, bă, dar nu nu a ajuns foarte departe Îmi pare rău pentru ea În momentul de față Hammerul este mașina victorioasă, Care câștigă un dolar Atenție, un singur dolar Îmi pare rău pentru Hammer, dar nu am ce să-i fac Așa că, așa pe încheiere de episod Dacă nu ai dat like, te rog frumos să o faci chiar acum Vom lua din nou uh, Liberatorul și vom face un ultim test nebun cu el Să vedem dacă reușește Și vom încerca să fim foarte concentrați Cam asta a fost ba episodul barbașanilor Nu uitați să dați și voi un like Să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o încă Și... Până data viitoare v-am pupat pe toți uite, deja liberatorul s-a dus Bă, dar merge mă se ține bine, bă Liberatorul, n-am ce să zic, bă, dacă avea vânt era bine Lăsăm liberatorul să se scufunde liniștit Și până data viitoare v-am pași V-am salutat pe toți ai lor Și pași, pași, și pași, liberatorul Ia, refaruri? Nu mai are faruri, bă